Ai și de ce! Alături de mine se află o orchestră minunată care ne va încânta cu acordurile pe care le va înălța către cer și către public. Vorbesc aici despre Orchestra Frunze de Dor din raionul Briceni, Republica Moldova, care este dirijată de domnul profesor Lungu Vasile. O să iau câteva vorbe, să aflăm câte ceva despre această orchestră. De câtă vreme s-a înființat? Orchestra Frunze de Dor are acum 6 ani. Și aveți mult înainte, vă ocupați cu migală ca să faceți orchestrații, aveți viziune dirijorală și iată-vă pe scena festivalului care omagiază un alt dirijor. Ce părere aveți despre maestru Cobâlă? Îi dorim multă, multă sănătate maestrului, că a făcut foarte frumoase lucruri în viața dumnealui și le va face și înainte. Succes, sănătate! Vă mulțumim! Așa că, dragii mei, în aplauzele dumneavoastră, pe care nu le aud, Păltinișu, Orchestra Frunze de Dor, o orchestră renumită din raionul Briceni, Republica Moldova, dirijor maestru Lungu Vasile!
scripta lui mă, îndemn cu rasatul lui mă. Cu